Haideți să vedem o primă aplicație, problema 1, efectuați primul subpunct, minus 3 întregi 2 supra 5, minus, paranteză, minus 4 întregi 3 supra 10, minus, paranteză, plus 2 întregi 4 pe 15. Mai întâi și mai întâi vom introduce întregii în fracție, în fiecare din cele 3. Astfel, vom avea minus și introducem întregii, 3 ori 5 plus 2 supra